Autoritățile au dispus intensificarea controalelor în păduri pentru prevenirea și combaterea furturilor de material lemnos. Cu mai multe informații despre acest subiect, ni se alătură colegul nostru Adrian Lungu. Silvicultorii sălăjeni au inițiat și în acest an o campanie care urmărește intensificarea acțiunilor de control în pădurile sălăjene pentru prevenirea infracțiunilor silvice. Teoretic, sălajul nu se numără printre județele unde există mari probleme din acest punct de vedere, dar nu facem nici noi excepție, din păcate, pentru că se fură din pădure. Autoritățile au găsit nenumărate cazuri de infracțiuni silvice, se fură material lemnos, mai ales că gazul este foarte scump, situații în care tot mai mulți încearcă să-și încălzească locuințele cu lemne. Dar, din păcate însă, atunci când se taie un lemn, ajungem la probleme foarte mari, pentru că dispar pădurile, apar alunecările de teren și apar multe, multe alte efecte negative care ne afectează pe toți.